Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod nou pe acest canal. Astăzi avem o altă reacție. Foarte repede această altă reacție. N-am mai stat, cred că, 4 săptămâni după o reacție. Da? Astăzi avem Cheluțu în noată Cheluțu. De Cheluțu și Dorian Popa. Abia aștept să aud versurile lui Cheluțu. Pentru că are potențial acest câine, are potențial foarte mare. De-abia aștept să-l aud, de-abia aștept să o dea bine rău de tot. Dorian Popa, știți cu toți, Dorian Popa nu mai avea ce să zicem de el, adică a rupt tot pe cântat. E rupere, e gravă situația, e forță situația când e vorba de Dorian Popa. Da, și hai să îi dăm drumul, aștept să fie o melodie foarte bună. Aștept să fie o melodie de nota 10, o piesă excelentă de Billboard, chiar excelentă de Billboard, să ajungă pe locul 1, mâncați-aș, în trending. Și da, fără alte comentarii, hai să dăm drumul, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade cu reacții de genul și un subscribe dacă sunteți pe canal și hai să dăm drumul. Ia mă, hai. Hai tati noata, tati nu ieșim afară încă nu, nu, nu. Hai tati noata, tati nu ieșim afară încă nu, nu, nu. Prima ședință de nota lui Cheluțu. De nota Cheluțu. De nota Cheluțu. Deci, din tot ce am văzut până acum, din jumate de melodie, bine aproape jumate de melodie, de piesă, de videoclip, Cheluțul ăsta o să facă un salvamar foarte bun, adică, gen, cred că, deci câinele ăsta știe să înoate mai bine decât mine. Și, câți ani are? Cred că un an, doi, nici nu știu. Deci, eu nu știu să înot. Așa că poate mă salvează Cheluțu. Hai că am zis o de ablin să mă cațeș. M-a luat de la fituri, minci, pere și torturi. Zice că m-a salvat ele, nu mi-a torturi. Când mă uit la ele, nu mă fițe și figuri. Stai ce? Asta e Cheluțu acum care cântă? Ok, hai să dăm, derulăm puțin, să dau și eu ăsta mai tare că n-am auzit nimic. Și torturi, zice că m-a salvat ele, nu mi-a torturi. Când mă uit la ele, nu mă fițe și figuri. Dar pe cărca mea își mai plătește din facturi. Cheluțu, Cheluțu, nu atâta Cheluțu. Dacă-l mai au... Dar pe cărca mea își mai plătește din facturi, ha! Totodată îi dau eu Cheluțu. Știe toată lumea că-s mai tare decât hățu. Dacă ăsta nu e hitul, zi-mi cu cuțu. Prima ședință de nota lui Cheluțu. De nota Cheluțu. De nota Cheluțu. Și că prima ședință de nota lui Cheluțu. Nu cred că a fost prima. Cred că e a 1000-a, mâncați și la câte meme-uri, la câte meme-uri s-au făcut chestia asta. Chelo Cheluțu. Atât? Băi, asta e o piesă de top. Cred că primul loc. Cea mai bună piesă pe care am ascultat-o în viața mea. Cea mai bună piesă de vara asta. I-a făcut pe toți. Are versuri. Are refren. Are tot ce trebuie, mâncați-și. Are tot ce trebuie. Are flow, are vibe, are...
Are instrumental bun, are beat bun, are tot ce vreți voi, are această piesă cu Cheluțu. Cred că Cheluțu ăsta o să ajungă undeva prin Spotify, pe la Rap Caviar, pe acolo, în playlisturile alea. Da, și are potențial acest câine. Are foarte mare potențial. Și cam atât a fost reacția. Am zis și am avut de zis despre această piesă. Este foarte bună. Și dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați butonul de like. Aveți piesa originală în descriere. Aveți Instagram-ul meu în descriere. Și poate o să fac și un live mâine sau poimâine, nu sunt sigur, dar o să vă zic pe Instagram oricum. Deci, v-am pupat și să aveți o zi sexy.